Basketul va domina la Sala Olimpia în acest weekend. Numai puțin de 3 partide vor fi sâmbătă și duminică la Sala Sporturilor. Echipele de seniori și juniori ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești au meciuri în campionat. Cel mai important va fi duminică după prânz, atunci când CSM-ul va înfrunta Știința București, o echipă antrenată în trecut de Sorin Hartmann, actualul tehnician al ploieștenilor. Dogaru și coechipierii au parte de un nou adversar care își dorește promovarea în Liga Națională. Asta după ce în prima etapă ploieștenii i-au învins cu emoții pe Ciucani, alți pretendenți la prima ligă. Cu sau fără emoții, pe basketbaliștii ploieșteni îi interesează doar victoria, care le-ar asigura un start lansat în noua postură. Staful tehnic al echipei mari, format din Sorin Hartmann și Cornel Alecu, are un sfârșit de săptămână încărcat. Asta pentru că, pe lângă partida seniorilor, au treabă și cu juniorii. Cei mai mici sportivi ai clubului, echipa sub 13 ani, pregătită de Cornel Alecu, va înfrunta Clubul Sportiv Sevlar în etapa a 3-a fazei de calificare. Repartizați în grupa a 4-a de calificare, copiii lui Alecu au până acum o victorie și o înfrângere. Câteva ore mai târziu, după meciul de handbal masculin, pe parchetul sălii vor evolua basketbaliștii până în 18 ani, ai principalului Sorin Hartmann. Ei vor debuta în campionatul național contra celor de la CSS Mediaș. O singură echipă a CSM-ului, cea până în 16 ani, condusă de Titi Mircea, va juca în deplasare la CSS Craiova.